Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manegă și vă invit la o nouă ediție, ultima probabil pe anul acesta, a emisiunii Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitații mei în această seară sunt domnul Mihai Vinereanu, profesor universitar și autor al unei cărți care a făcut valuri și continuă să facă, Dicționarul etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit! Și domnul Dumitru Ioncică, profesor de filozofie, directorul editurii Uranus, care tocmai a editat, și am fost aseară la lansarea acestei cărți, cartea Adevăruri incomode despre limba română, aceasta este cartea, care este de fapt cartea tehnică a dicționarului etimologic al limbii române a domnului Mihai Vinereanu. Urmează să se reediteze această carte, Dicționarul etimologic. Domnul Dumitru Ioncică este așadar editorul domnului Vinereanu. Bine ați venit, domnule profesor! Vă mulțumesc pentru invitație și salut și le urez sărbători fericite telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune, adică celor fideli 6 TV. Vom vorbi astăzi despre dogma romanizării și interdicția dacismului, sau mai exact despre adevărurile incomode despre limba română, adică titlul cărții domnului Vinereanu, editată de domnul Dumitru Ioncică. Dar nu înainte de a da cuvântul invitatului nostru special, permanent și tutelar, domnul Mihai Eminescu. Suveranitatea și legislațiunea trebuie să purceadă de la toate popoarele ca atare. Și puterea executivă trebuie redusă la simplul rol de mașină fără voință proprie în mecanismul cel mare al statului. Nimeni nu trebuie să fie aici stăpân decât popoarele însele. Și a trece suveranitatea în alte brațe decât în acele ale popoarelor e o crimă contra lor. Eu nu înțeleg aici două popoare ori două coterii, ci pe toate. Dar pentru a efectua această reformare într-un stat unde sunt atâtea rămășițe putrede ale trecutului, adică prejudicii fatale, și atâtea mașini vile și fără de suflet, gata în orice moment de a susține acele prejudicii, trebuiește o energie eroică. Trebuie cu disprețul libertății și a vieții tale să proclami ceea ce ai datoria de a proclama. În această operă, ce pare a se pregăti, românii trebuie să joace un rol eminamente activ. Trebuie ca sufletul acestei națiuni vechi să lucreze cu toată vigoarea sa de fier, căci aici nu mai e vorba de declamațiuni vane, ori de oportunitate. Acum nu-i mai e permis nimănui de a merge cu cutare, ori cu cutare persoană, fie aceea prelat, fie ilustritate, fie magnificență, ci cu toții uniți trebuie să mergem cu principiul, cu națiunea. Și într-adevăr, dacă ar fi în inima noastră o singură scânteie din virtutea antică a oamenilor pe care noi ne măgulim de a-i avea de străbuni, am vedea ce absurd e să cerșim de la maghiari drepturile care ni se cuvin și pe care trebuie să ni le luăm pe altă cale. Politica lingăilor trebuie lăsată pe seama lingăilor. Pe flamura noastră trebuie scrise pur și simplu voințele noastre. Tranzacțiuni în drepturi naționale nu se încap. Împăcarea cu ungurii ori cu nemții nu se încape până când nu ne vor ceda ceea ce voim noi. Căci față cu sistemul constituțional de astăzi, față cu dualismul, trebuie să fim ireconciliabili. Astăzi, credem că ar fi venit timpul ca să pretindem și noi ceea ce ni se cuvine de secoli. E timpul să declarăm neted și clar că în țara noastră noi nu suntem, nici vrem să fim maghiari ori nemți. Suntem români, vrem să rămânem români și cerem egala îndreptățire a națiunii noastre.
față cu orice încercare de deznaționalizare ori suprematizare, întrebăm cu răceală și conștienți de drepturile ce ni le dă aboriginitatea noastră și spiritul secolului. Cine sunt acești oameni și ce vor ei în țara noastră? A fost un fragment din articolul Să facem un congres, apărut în ziarul Federațiunea de la Pesta în aprilie 1870 și semnat de Mihai Eminescu cu pseudonimul Varo. Este unul dintre cele trei articole incendiare în urma cărora a intrat în vizorul serviciilor secrete austro-ungare, pentru ca un an mai târziu, în 1871, să intre în vizorul serviciilor secrete țariste. Iată cum gândea Eminescu în 1870, când abia împlinise 20 de ani. Domnule Ioncică, am să vă dau cuvântul pentru că ați venit pentru prima dată în acest studio și la această emisiune. Și pornind de la textul lui Eminescu, vă rog să-l prezentați pe autorul cărții editate de dumneavoastră, Adevăruri incomode despre limba română. Mihai Vinereanu mi-a propus textele cuprinse în volumul care acum se intitulează Adevăruri incomode despre limba română. Inițial, nu-i așa, domnul Vinereanu, Adevăruri despre limba română. Incomode a fost adăugat pe parcurs, în cursul genezei. Foarte bine că ați adăugat. Am discutat și da. Am găsit soluția finală. Cum dumneavoastră, a spus și dumneavoastră, cartea este cartea dicționarului, de fapt. Cartea tehnică a unei construcții pe care Mihai Vinereanu a ridicat-o fără autorizație. Fără autorizație de acolo, de sus, de la... De la Academie. De la Academie. Cartea este, de fapt, filozofia dicționarului de etimologie al domnului Vinereanu. Acest dicționar este prima rupere extrem de îndrăzneață și de brutală cu tradiția dicționarelor etimologice instituită în urmă cu peste 150 de ani. Și care s-au constituit în acea dogmă a romanizării. S-a constituit într-o dogmă șchioapă a romanizării, dar ca să înțelegem mai bine, trebuie să ne întoarcem în timp, în a doua jumătate a secolului XIX, când în geografia spirituală a României a cunoscut momente faste, iată, prin nașterea și lucrarea acestui geniu tutelar, nu numai al dumneavoastră, dar și al tuturor românilor, al Mihai Eminescu, dar pe această geografie s-au înscris multe realizări, s-au înscris multe buchete frumoase, dar au fost și flori negre. Una din florile negre, corolarul negru, ca să zic, al spiritualității române din secolul XIX, a fost apariția nefastă a acestor dicționare. Voi enumera trei. Unul este dicționarul lui Miclosici, care era la origine sloven, dar supus austriac. Al doilea, dacă nu mă înșel, a fost dicționarul lui Cihac, de origine cehă, trăitor prin părțile noastre. Al treilea a fost al lui Tictin, evreu era. Niciunul dintre ei nu avea o pregătire de specialitate, însă s-au hărnicit și au comis aceste dicționare din care s-au tras, au făcut niște pui la fel de negri pe, de-a lungul timpurilor, dar ele au creat croiala acestor tipuri de dicționare etimologice în spațiul nostru românesc. Ce este un dicționar etimologic?
este un portret istoric al lexicului, fixează fizionomia istorică a unei limbi. Aceste dicționare au dat tonul latinizării și romanizării limbii române. Deci au făcut un portret, un inventar în care componența lexicului românesc, făcută absolut la voia întâmplării și fără niciun criteriu realist sau științific, arăta într-un mod absolut schimonosit. În sensul că o parte din lexicul nostru românesc venea din latină, iar celelalte părți, necesare pentru funcționarea de bine de rău a limbii române, erau împrumutate. Erau împrumutate de la vecinii noștri cu care istoricește nu prea ne-am înțeles niciodată, dar, în mod ciudat, iată, comerțul lingvistic funcționa, dar funcționa într-un singur sens. Limba română era considerată primitoare, iar donorii erau maghiari, bulgari, sârbi, slavi, mulți slavi, turci și alte asemenea neamuri. Un asemenea portret arată limba română ca o corcitură. Doar că această fizionomie a limbii române nu se potrivește cu fiziologia limbii române. Nu se potrivește nici cu fiziologia limbii române, dar nu se potrivește nici cu istoria limbii române. Istoria limbii, aceste două discipline merg, cum să zic, la același vehicul. Și ele sunt în același mod tratate sau se deduc una dintre alta într-un anume fel. Portretul României, portretul românului, istoria românilor a fost la fel de corcit înfățișată. Din aceste nebinecuvântate motive, limba română nici n-a intrat în preocupările de bază ale lingviștilor europeni și nici istoria. Cine se ocupă de o corcitură, vă întreb? Constatăm totuși că din secolul XIX intră în vizorul cercetătorilor care constată cu uimire forța, muzicalitatea și originalitatea limbii române în concertul ăsta european. România a avut mulți avocați pro bono, și istorici, și lingviști. Printre istorici, printre avocații pro bono ai României, eu aș vrea să-i enumăr pe doi. Pe Carlo Troia, un ilustru istoric italian care a scris 18 volume, însumând peste 8500 de pagini, din care 3500 consacrate originii noastre. Este omul care ne-a arătat, care a arătat lumii că dacii nu erau doar un popor, ci constituiau o societate cu o înaltă spiritualitate. Spune așa că nu se poate face niciodată o comparație între dacii din secole, să zicem din primele 5 secole ale înainte de Hristos sau după, și triburile, de exemplu, triburile germanice. Spune că Tacit a făcut o eroare gravă când i-a amestecat pe goți în rând, care sunt una și aceea seminție cu dacii, când i-a amestecat în triburile germanice. Triburile germanice nu aveau spiritualitatea noastră și nu credeau decât în niște foarte sumare principii de drept. Principiul cel mai răspândit la ei era așa numitul Werfeld, Guidrigildo. Ce însemna asta? Prețul unui sclav, fie el bărbat, femeie sau copil.
În timp, nu se poate compara un asemenea drept simplist și primar față de spiritualitatea înaltă a geților, a dacogeților, care nu numai că aveau un sistem foarte închegat și foarte bine organizat de, de credințe, deci credința în nemurire pe care le-o insufla Zamolxi și mai târziu Deceneu, dar ei aveau și o organizare de tip pontifical. Deci nu putea să încapă comparație. El demontează total cartea lui Tacit, Germania. Un alt avocat pro bono al nostru a fost Nicolo Zeno. Acesta, pe baza unor documente istorice care dispăruseră atunci, dar printr-o fatalitate, printr-un noroc al providenței, el le-a găsit în casa străbunilor lui, care erau fondatori ai Serenissimei Republica di Veneția. El avea, la data când a scris cartea Nicolo Zeno în 1557, o antichitate care număra peste 1200 de ani. Într-una din locuințele familiei a găsit un manuscris aparținând lui Berosso Scaldeul, care a trăit în timpul lui Alexandru Macedon, atunci a trăit, a scris și s-a dezvoltat spiritual, care, deci epoca dinainte de, era înainte de a se constitui Biblia ca document închegat. Biblia ca document închegat, mai ales vechi, o parte din Vechiul Testament, Septuaginta, adică primele cinci cărți ale Bibliei, au fost constituite mai târziu, în urmă cu vreo 150 de ani, pe timpul împăratului, faraonului al doilea, Ptolemeu al doilea, Filadelful, când atunci s-a simțit, mă rog, cineva a simțit nevoia punerii de acord a legendelor biblice, care, legendelor ebraice care circulau în vremea aceea și care au fost traduse prin inițiativa acestui Ptolemeu al doilea și a sacerdotului iudeu din vremea respectivă într-o insulă din fața orașului Alexandria. E, așa a luat. Viziunea lui Berosso Scaldeu era dinainte, era total diferită. El vede, de exemplu, a scris 10 cărți Berosso Scaldeu, pe care Nicolo Zeno și le-a însușit. Le-a transcris și i-a permis lui să facă un proiect de istorie universală. Noi am tradus din cele 10 cărți 7, cărțile geților. Ce se întâmplă? Și cartea lui Carlo Troia. Ei bine, ce spune Nicolo Zeno? Neamul geților. Reamintesc întreagăt că Herodot, vorbind despre geți, spuneau că sunt la fel de numeroși ca și inzii. Primii după inzi. Primii după inzi. Ei bine, acest neam s-ar trage, și spune, din descendenții lui Noe. Este primul și singurul popor supraviețuitor din acele timpuri biblice. Celelalte triburi, 12 sau cât ori fi fost la număr, au dispărut în neantul istoriei. Revenind la chestiunea acum, și la ce face domnul Mihai Vinereanu, ar trebui să spunem... Înainte de toate, aș vrea să facem o precizare. Noi când vorbim despre daci în contextul culturii și civilizației actuale, ne referim la, de fapt, la toți, folosim convenția
indusă și impusă până la urmă de romani, care i-au numit daci, danubieni și hiperboreeni. Pentru că altfel dacii erau doar în Banat, țara Hațegului și un pic din Oltenia. Deci ne referim la toți geți, buri, carpi, boii și așa, care vorbeau aceeași limbă. Deci ca să putem avea o discuție coerentă, le spunem daci. Să facem un pic de lumină, să facem un pic de lumină în această chestiune. Dacii, într-adevăr, au fost numiți așa de către istoricii latini. Poporul matcă este, sunt geții. Deci, Nicolo Zeno, să revin la el, spune așa. Geții sunt compuși din 7 seminții care au același trunchi genetic. Sunt geții, masageții, gepizii, vizigoții, ostrogoții, hunii și vandalii. Ăștia 7 se trag toți din trunchiul getic. În trunchiul getic, atenție, în trunchiul getic intră sciții, intră sarmații, între toate popoarele trăitoare în zona aceasta, asta, da. Hai să luăm ca reper Imperiul lui Burebista. Imperiul lui Burebista se întindea de la Viena până la Olbia, până la Nistru, până la Nipru. Deci era așa de... Iar mai departe, toată zona Asiei Mici era ocupată tot de geți. Herodot, când vorbește despre geți, are niște cunoștințe care au parvenit din surse grecești, însă el nu este un istoric sistematic. Herodot este mai degrabă un colportor de știri între cetățile de pe malul Pontului și cetățile grecești. El vorbește ca de niște curiozități, nu le încheagă într-un sistem. Hai să vă dau un exemplu, că tot am adus vorba de acest lucru. Spune la un moment dat că în zona aceasta, deci în zona în arealul în care au trăit mai târziu dacii, ce trăiau agatârșii, gelonii, tuscii și sciții. Ca să nu spune nimic în schimb despre ei, ce erau, de unde veneau, cum s-au născut. E, dacă citim în Nicolo Zeno, aflăm așa, că la un moment dat Hercule Alemanul, fac o paranteză, au fost 4 eroi cu numele de Hercule. Acești 4 au fost confiscați de greci, care le-au dat numele și însușirile lor ultimului Hercule, Hercule cel grecesc. Grecii au fost niște mari corupători ai istoriei universale. Ne atrage atenția chiar Nicolo Zeno. Pune așa. Atunci când citim istorie făcută de istorici naționali sau de istorici cu o etnie precizată, trebuie să avem în vedere următoarele. Evrei și caldei își cunosc foarte bine istoria lor, dar o neglijează în mod voit pe celorlalți. Egiptenii și-au așezat dinastiile una peste alta, încât este greu să discerni care eveniment sau faptă istorică aparține cutării sau cutării dinastii. Grecii, deși au venit ultimii la masa științelor, se consideră primi. Ei sunt cei mai mari corupători ai istoriei. Ei au venit și au confiscat tot ce au găsit bun în jurul lor. Tot ce li s-a potrivit. Tot ce li s-a potrivit. Cred revin la chestiune, că este interesant. Rețineți doar că mai e un minut până la prima pauză. El spune așa, Hercule Alemanu a întâlnit-o pe prințesa Ilea, pe prințesa Getă Ilea, cu care a avut 4 copii. Pe Agatârs, pe Gelonos, pe Tusco și pe Scita.
sună altfel parcă dacă sunt încadrate într-o, cum să zic, într-o, într-o arie narrativă. E, când a plecat, ca orice erou care vine și pleacă, l-a întrebat Ilea cine să stăpânească ce ai făcut tu. Să stăpânească cel mai viteaz, cel care va încinge balțul, adică centura lui, și va trage cu arcul meu. Niciunul din cei patru n-a reușit, din cei trei, frați, cel mai mic, Scita, în schimb, s-a încins cu balțul și a tras cu arcul. De aici apare dinastia și neamul balților, care este într-un fel paralelă, dar diferită, din același trunchi genetic, de dinastia Amalilor, din care se trage Teodoric cel Mare. Dar dacă mai aveți doar un minut... Deci ne oprim la Teodoric cel Mare, pentru așa, că prima parte a emisiunii a luat sfârșit. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitații mei, domnul Mihai Vinereanu și domnul Dumitru Ioncică. Domnul Mihai Vinereanu, autor, și domnul Dumitru Ioncică, editor. Rămăsesem la fiii lui Hercule, domnule, da, Ioncică. Cei trei fii al lui Hercule care n-au reușit să întindă arcul. Trei nu. Trei nu, dar al patrulea, da. Scitus. Scitul. Scitul, da. Se numea Scita. Da. Așa. Din el au luat naștere, evident, Scitii. Pentru că Sciții, sarmații, geții, ilirii, cum spunea domnul Vinereanu, toți sunt, au același trunchi genetic. Deci, în cazul de față, aceeași mamă și același tată. Aceeași mamă și același tată. Tracii, tracii sunt o denumire grecească, înseamnă cei din nord, Trache. Uh-huh. Deci, denumește seminția aceea care era în nordul Greciei. Se poate citi aici în și sudul Dunării și nordul Dunării. Pentru că... E zona danubiană, să zicem. Zona danubiană hiperboreană. Și hiperboreii sunt același, din aceiași. Sunt în nordul nordului. Da. Dacă luăm poziția grecească. Să vedem ce zice domnul Vinereanu despre împărțirea asta sau despre interpretarea asta a dumneavoastră. Eu nu l-am citit pe Nicolo Zeno, așa că nu pot să mă pronunț foarte categoric, dar cred ce spune, că, adică sigur domnul Ciucă reproduce corect ce spune Nicolo Zeno și cred, sunt convins că Nicolo Zeno spune ce a scris Berossus, de exemplu, care... Și era mai aproape. E un istoric străvechi, care nu, din păcate, nu s-a postat în original și asta e. Dar Nicolo Zeno preia ideile lui, din câte înțeleg. După Densușianu, Nicolae Densușianu, în Germania, pentru că germanii au început să vină din Scandinavia pe continent prin secolele 4-5 înainte de Hristos. Aceea era o populație negermanică 100%. Asta se știe. Chiar și ăsta, și un navigator grec a spus asta, că zice la un moment dat, care a plecat din Marsilia și a mers în Marea Nordului, se zice, până la Rin sunt celți și de la Rin încolo sunt sciți. Adică de la Rin în jos. La vest și la est. Da, da, da. Deci, și asta spune așa, și Nicolae din Sușianu spune că acolo, chiar și pe vremea romanilor,
general roman, Marius sau așa ceva, s-a trezit cu o femeie uriașă și a vorbit într-un dialect latin, spun autorii romani. Deci erau vorbitori de limbă scită latino-italică, adică tracă sau cum... Sau indo-europeană. Da. Deci germanii erau minoritari, erau, nu erau majoritari nici pe vremea Imperiului Roman. De, totuși, de unde vine deci confuzia și... între geți și goți? Pentru ai, că, de, uite, să luăm nu, pe... N-am terminat. Nu, da, iertați. Deci, când zicem de alemani, alemanii ăia, ulterior, erau alemanii ăia acolo, care erau, nu erau germani. Și după aia s-a transferat numele la germani, la germanici. Și alte, și germani, germani, mă rog, nu mai intru în alte detalii. Deci trebuie să fim atenți la... Că numele, la un moment dat, a început, s-a transferat la altă națiune pentru că națiunea respectivă a asimilat națiunea mai vechi. Eu vorbeam de niște vremuri mai vechi. Nu, eu aveam... Dumneavoastră vă referiți, sigur, la secolele 4-5, dar ceea ce spuneam meu se întâmpla mult mai... Nu, eu am vrut doar să clarific. Da, dacă tot am trecut, suntem la capitolul clarificare, haideți să clarificăm și confuzia dintre geți și goți. Și am să dau următorul exemplu. Da. Belisarie, general trac, ultimul mare general trac al Imperiului Bizantin, pe vremea lui Justinian, care și el era trac, i-a bătut pe goții din Italia. Pe Totilă. Așa, i-a bătut și a căpătat supranumele de... Geticus Maximus. Unii au zis că i s-a zis Geticus pentru că era get la origine. Da, dar la romani și la bizantini mai târziu, supranumele, cognomenul ăsta de glorie, se dădea în funcție de poporul pe care l-a învins. Sigur, așa e. Ori el i-a învins pe goți și totuși s-a zis Geticus Maximus. Care e explicația? Au fost geți. Toți au fost geți până la un moment dat. Când prin 212... Deci ostrogoții erau, știm noi, în Italia. Nu, e vorba de geții. Deci geții au fost. Cum a apărut numele de got? În 212 sunt mai multe etape și care converg în, și mai multe evenimente care sunt, se susțin unul cu altul. Deci în 212 împărat era Caracalla, care co-împărățea cu fratele lui Geta sau Geta. Caracalla îl omoară pe frate său ca să domnească singur și ca să facă să dispară numele lui, era mai iubit decât Caracalla, instituie așa numita damnatio memoriae. Nimeni nu avea voie să pronunțe sub pedeapsa cu moartea numele de Geta. Această damnatio memoriae a costat 20.000 de omoruri. I-a obligat și le-a zis got. Goții deci s-a extins denumirea lui Geta sau Geta și asupra geților care purtau... Sigur, înțeleg bine? Ne explică acest lucru Iordanes. Noi am publicat la editura Uranus ediția Mommsen a lui Iordanes sau Iornandes, cum se numea primului nume, Iordanes fiind numele creștinat al lui ăsta, al lui Iornandes. Ei bine, spune așa, goții au fost, deci primul cognomen ăsta a fost de goți, datorită acestui eveniment. Însă, transformarea, nu mai târzie, transformarea lor între vizigoți și ostrogoți, sunt unii goții de răsărit, goții de apus. Vizigoții au dat naștere, s-au dus mai degrabă către Spania după ce au luptat în asta împreună cu ostrogoții, iar ostrogoții au constituit
în partea nordică regatului Imperiului Hermanaric cel Mare. Dar tot el spune, Iordanes, că erau unul și același neam. Li s-a spus prin această schimbare fonetică... Același neam cine? Vizigoții și ostrogoții? Vizigoții, ostrogoții, geții sunt absolut același neam. N-au legătură cu popoarele germanice? N-au, domnule, legătură cu popoarele germanice și am spus de ce n-au legătură. Dar el spune așa, că după războiul dintre Durpaneu, de fapt dintre coaliția condusă de Durpaneu, de germani, sciți și daci, care s-a transformat într-o victorie a la Pirus pentru Domitian. El a sărbătorit lucrul ăsta la Roma, însă toată lumea știa că Imperiul Roman fusese condamnat la despăgubi cu câte doi oboli de locuitor pe Durpaneu, care era șef de coaliție. Ei bine, atunci știți ce s-a întâmplat? Că steagurile lui Fuscus, ale lui, au fost omorâți atât Fuscus cât și Opius Sabinus. Ei bine, a fost o mare rușine pentru Roma. În același timp, a fost un prilej de glorificare pentru cei care s-au remarcat în acest război, pe care Nicolo Zeno îl tratează pe larg în cartea lui. Ei bine, cei care s-au remarcat în acest război au fost numiți ansi sau asi. Între aceștia, care erau deveniseră mai târziu locotenenții lui Decebal, unul dintre ei, Gapto, a supraviețuit și a întemeiat dinastia Amalilor. Deci a supraviețuit lui Decebal și a întemeiat dinastia Amalilor, care a avut 17 în această dinastie au fost 17 succesiuni. Primul a fost Gapto, a fost Amal, a fost Hermanaric, vă reamintesc, la nici 40 de ani de la căderea, de la retragerea aureliană, a întemeiat un imperiu dac în nordul arealului nostru, un imperiu care era de o mărime sensibil apropiată de Imperiul Roman. Hermanaric a stăpânit de la Vistula până la Adriatica, de la Viena până în până la Marea de Azov, această organizare. El, Hermanaric, a fost omorât de hunul Balamber în anul 387, la vârsta de 102 ani. S-a destrămat imperiul lui și ostrogoții care au rezultat din asta, au mers mai departe cu Teodemir și ultimul a fost Teodoric cel Mare, al 16-lea. Teodoric cel Mare a devenit regele, împăratul de la Ravenna, care a fost unul dintre iluștrii conducători ai peninsulei italice în vremea aceea. Teodoric, având conștiința că este get și conștient de măreția lui, a comandat senatorului Casiodor, ca să intrăm bine, să circumscriem și să intrăm în profunzimea subiectului, i-a comandat o istorie a neamului său get. Casiodor a scris istoria aceasta în 12 volume. S-au pierdut, nu se știe cum. S-au ascuns.
Posibil sau s-au ascuns, nu cred că s-au ascuns, mai degrabă s-au pierdut, pentru că misiunea lui a trebuit să fie luată de către Iornandes, episcop, deci getogot romanizat, și el cu conștiința că e get. Lucrurile astea se întâmplă în secolul V, să ne înțelegem, da, da, da. Din, deci destul de târziu. Ei bine, toți ăștia au fost... Deci el a scris un compendiu. Compendiu care se regăsește în Getica. Da. E, Getica aceasta a fost, cum să zic... Al lui Pervan, nu? Sau la ce? Așa se numește? Nu. E vorba de Getica lui Iordane, scrisă în anul 551. S-a luat integral... S-a păstrat integral. S-a păstrat, nu numai integral, s-a păstrat în mai multe copii. Una din copii o am eu. O am luată de la Biblioteca Națională din Madrid. Și care îmi va servi ca piesă esențială într-o viitoare, într-o ediție monumentală a lui Iordanes, în care va fi ediția Mommsen, pe care o am și acum, și vor fi toate împărțite în paragrafe, așa cum cunoaștem ediția Mommsen din asta, și cu comentariile de rigoare. Va fi o ediție de circa 800 de pagini. E, toți, deci el în secolul V Teodoric, cu conștiința că e get, comandă o istorie a neamului său getic. Și el tratează autorul de la începuturi. Toată istoria, inclusiv acele accidente fonetice. Episodul cu Caracala îl găsim în Iordanes. De asemenea, spune așa că limba pe care o vorbeau barbarii la Roma, la Ravena, deci la curtea lui Teodoric, era o limbă plină de mlădieri fonetice, o limbă absolut frumos de ascultat. Când se referă, de exemplu, Carlo Troia este și el inspirat de relatările lui Iordanes și a comentatorilor lui, și spune că mlădierile limbii lui Amalasuntei se regăseau în limba dacă predată la Bayeux de către descendenții lui Wilhelm I Spadă Lungă, fiului Rolo, dacul venit din zona danuiană. E, iată că ei știau că sunt geți. Fapte care s-au întâmplat... Așa i-a considerat și Belisarie, probabil. Așa i-a considerat toată lumea. Și de-aia a primit titlul de Geticus Maximus. După Teodoric, au început luptele de succesiune, dar a început și o resurecție a, cum să zic, a armatelor romane, care au, până la urmă, au nimicit pe asta. Ultimul supraviețuitor, ultimul rege get, a fost, getogot, a fost Totilă. Totila sau Totilă. Calul lui Belisarie lupta împotriva lui Totilă, împotriva getului Totilă. Deci a fost tracii, i-au bătut pe geți. Dar încă un argument este foarte interesant de menționat. Când Alaric, getogotul Alaric, pradă Roma în 408, pleacă cu prada, vrea să se retragă undeva în Galia cu ea, dar moare ca urmare a unor mașinații făcute de Stilicho Vandalul, care Stilicho Vandalul era în armata Romei atunci și în timpul împăratului Honorius, era tutorul lui Honorius. Moare și este înmormântat în Bușento cu niște onoruri, dar într-un mod anume. Albia râului Bușento este deviată. Este mormântat el acolo cu toate odoabele, cu toate trofeele și cu toată prada luată din Roma, și este refăcută povestea ca odinioară, similară cu abaterea Streiului, ca să poată fi ascunsă comoara lui Decebal de către în timp. Deci memoria colectivă funcționa atunci. Vă reamintesc că acum un general evreu intenționează să desgroape, să abată din nou aria Albia Râului Bușento,
și să dezgroape comoara lui Alaric, pentru că se presupune că acolo se află menorahul, pe care Alaric l-a luat ca pradă din Roma pe vremea aceea. Iată cum se leagă aceste lucruri. Am înțeles. Nu te poți juca totuși cu memoria colectivă. La fel Honoriu, împăratul copil al Imperiului Roman, de apus, avea o soră. Sora lui este luată ostatecă de către succesorul lui Alaric, Ataulf, care îi devine, până la urmă îi devine soție. O ia ostatecă așa cum făcuse pe vremuri Traian cu sora lui Decebal. Ori lucrurile astea sunt, trebuie văzute în narațiunea lor, în coeziunea pe care se oferă filmul istoric. Dacă putem înțelege logica istorică. Da. Așa. Dar hai să ne întoarcem totul. Sigur, la adevărurile incomode despre limba română. Limba, două vorbe mai spun și o să aibă domnul Vineranu cuvântul. Dicționarele. Deci, dicționarele, cele trei infame dicționare, au făcut pui, au fost cultivate în timp de 150 de ani, au venit comuniștii, odată cu ei a venit și o nouă generație de lingviști. Rosetti, un nou dicționar. A, așa? Nu, cu același dicționar. N-au mai făcut un nou dicționar. Toate dicționarele n-au făcut decât să consfințească dicționarele făcute în secolul XIX, iar ultimul dintre ele, cu voia dumneavoastră, Dexu, care este un copil rahitic al Academiei Române, poartă toate relele genetice în el, în sensul că păstrează la autori necunoscuți toate cuvintele pe care ăștia nu au vrut să... Etimologii necunoscute. Asta a fost, cum să zic, mobilul care l-am verșunat. Sau cauzorum a... Nu, l-am verșunat pe prietenul nostru, Vineranu, să scrie. Care ne povestește acum despre apariția dicționarului și a cărții despre dicționar. Și a ceea ce mai urmează să fac. Mă ocup de vremea asta de vreo 30 de ani, peste 30 de ani. Și după 20 de ani de cercetare, asidu, am publicat primul dicționar etimologic. Acum, după 30, intenționez să public a doua ediție. De la ce a pornit totul? Am avut intuiția asta că ce se spune de limba, despre limba română nu este adevărat, când am făcut cursul de istorie a limbii române la Facultatea de Filologie. Nu știu de ce am... Dumneavoastră ați făcut facultatea la Iași, la Iași, la Alexandru, da. Ioan Cuza. Am făcut istoria limbii române cu Vasile Arvinte, un foarte bun profesor, dar bineînțeles, pe linie latinistă, desigur. Și când am plecat din țară, unul din motivele în care am plecat a fost acela de a continua cercetarea, de a mă convinge, de a vedea dacă am intuiția mea e adevărată sau falsă. Și când am ajuns la New York, am început să fac tot felul de cercetări. Și am văzut corespondențe extraordinare cu tot felul de limbi indo-europene, adică sanscrita, limbile baltice, limbile celtice, cu slavele, în fine, se spune că... S-a spus că sunt 40% din cuvintele românești de origine slavă, ceea ce e complet aiurea. Pentru că dacă româna nu se trage din latină, ci are doar un fond genetic comun, are un procentaj restrâns de cuvinte care seamănă cu latina. Pentru că dar marea majoritate din aceste cuvinte se regăsesc cognați, cuvinte asemănătoare, se regăsesc în mai toate limbile europene. Adică, nu zic, dar dacă te uiți numai la latină, lumea vine din latină. Dar ce se întâmplă cu celelalte? Atunci, vreo 13%. Atât avem în fondul principal lexical? Nu, cuvinte. În tot fondul. Nu ala lexical. Nu numai în fondul, în tot fondul. Nu, așa. Care seamănă cu latina. Și, intuitiv, adică așa, cumva au zis, domnule, dacă nu sunt latine, trebuie să fie slave.
Da, asta e o concluzie falsă, că puteau fi și dacice, de ce nu? Și a fost așa o reticență sau o îndârjire de a evita tot ceea ce este. Dacic nu, poate slav, poate maghiar. Orice, poate... maghiar. Dacic. De ce dacic? Nu, că dacă a dispărut pur și simplu și gata, s-a terminat cu ea. Am rămas vreo 100 de cuvinte și... Brânză. Da. Viezure, mâns. Viezure, da. Barză. Da. Așa, deci astea au fost premizele. Bănuiesc că dumneavoastră, când ați plecat de aici, nu vă formaseți încă o idee despre ceea ce avea să faceți? Nu, intenționat. Întrebările au apărut. Nu mi se părea, atunci eram și foarte tânăr și nu aveam curajul să mă gândesc să fac eu singur un dicționar etimologic. Dar problema asta vă frământa. Dar, sigur, problema limbii mă frământa foarte mult. Și când am văzut, deci după ce m-am documentat și am văzut, am luat toate dicționarele... Te-ai documentat în America, da, în da, New York. Am luat și dicționarele etimologice ale limbii române, adică astea mai importante, Cihac, adică și Microsic, că el, de el a dat turma, da. Așa cu... Așa? Cihac, Ciorănescu... Deci toate dicționarele noastre au fost făcute de alogeni. Nu? Cu excepția lui Ciorănescu. Ciorănescu nu. Nu, Ciorănescu a fost român. Da. Dar nu, și mai este un dicționar al lui Candrea. Candrea nu era român, în fine era evreu. Candrea de Însușanu, dar nu e terminat. Este până la litera P, cuvântul a putea. Și e mai aproape de adevăr? Nu, toate sunt la fel. Aproape de adevăr. Toate sunt la fel. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitații mei, domnul Mihai Vinereanu și domnul Dumitru Oncică. Ioncică, autorul și editorul cărții Adevăruri incomode despre limba română, preambulul dicționarului etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică, ediția a doua. Încă lucrează, va ieși pe piață când va fi gata, probabil la anul. Rămăsesem deci la dicționar, la dicționarele care au avut loc, care s-au făcut până acum, dicționarul dumneavoastră, premizele dicționarului, care cuprinde, mi-a spus în pauză, peste 5400 de cuvinte sau etimologia peste 5400 de cuvinte. Ce fel de cuvinte? Cuvinte din fondul vechi al în prima ediție am băgat și vreo 1200 de neologisme, dar le-am scos din ediția asta pentru că nu sunt relevante. Și astea 5400 sunt cuvinte cu etimologie, adică cuvinte mai vechi, adică cuvinte uzuale, bineînțeles, dar nu neologisme. Neologismele nu le-am mai băgat, că nu sunt relevante. Și în special bănuiesc cuvintele care în dicționarele noastre sunt trecute cu etimologie necunoscută sau de altă... Deci, da, slave, unele maghiare. Și cu etimologie greșită. Sunt mii care sunt... trecute cu etimologie slavă, greacă, turcă, maghiară, albaneză, nu știu ce, și sunt greșite, multe. Catrințe, cioban, păstrugă. Da, asta apropo, că toate elementele constitutive ale costumului popular românesc, și bărbătesc, și femeiesc, sunt de altă natură. Niciunul nu este de substrat, cum s-ar zice, vechea de noi. Adică nu sunt dacice sau originari. Toate noi am avut costumele, dar nu știam cum să le spunem așa și am așteptat să vină ungurii, slavii, rușii. Mă rog, slavii și... Așa, și interesant că a venit un ungur și a explicat lucrul ăsta. E vorba de Bocoș, care... în 1981 a publicat un dicționar etimologic al limbii maghiare. Al limbii maghiare, în care... Sub egida Academiei din Budapesta. Sigur. Care numără 2330 și ceva de cuvinte care erau considerate ca fiind de origine maghiară de către lingviștii noștri și el spune nu.
aceste cuvinte sunt de origine română. Catrință, de pildă. Să-l luăm pe ăsta. Catrință, precum și toate cuvintele care desemnează serviciu divin, serviciu religios, da. Greco-catolic. Călugăriță, de exemplu, sau slujbă, sau astea, care erau, deci călugăriță era trecut tot ca de origine maghiară în dicționarele noastre. Însă Bocoș face lumină în, surprinzător. Da? Bocoș a fost un lingvist. A fost lingvist, el își făcea datoria de lingvist, nu de maghiar. Da. Dar, în sfârșit, revenim la... Vinereanu are, lucrează cu instrumentul respectiv. Da, sigur, sigur, unele sunt cunoscute că sunt de origine română, călugări, de exemplu, cum ați spus, se știe că, de fapt, se consideră că e de origine medio-greacă. Dar nu intrăm în detalii. În orice caz, ideea e că ungurii l-au preluat de la noi. Da, absolut, au preluat foarte multe. Deci, eu după ce am consultat dicționarele etimologice a limbii române, mi-am dat seama că eu o varză acolo. Varză. Și am zis, ce-i de făcut? Atunci, deși am vrut, anume așa să încerc, să mă uit în dicționarul etimologic de rădăcini indo-europene al lui Val de Pocorni. Și am rămas uimit. Sunt 4500 de rădăcini, ceva de genul ăsta. Cât de multe rădăcini indo-europene au corespondent în limba română. Deși acești autori au ignorat româna, nu sunt decât vreo 2-3 cuvinte românești menționate în acest dicționar de aproape 1200 de pagini și sunt menționate zeci și zeci de mii de cuvinte, poate 100 de mii de cuvinte din toate limbile indo-europene și din română sunt numai 3. Păi, au ignorat-o tocmai datorită portretului făcut de etimologiștii noștri, care au socotit că este limba o corcitură. Ce interes prezintă pentru lingvist o corcitură? Nu este o limbă cu posibilități interne de dezvoltare, cu personalitate, cu... Era absolut explicat. Ați completat opera acestui etimologist. Și, deci am făcut corespondența între rădăcinii indo-europene și cuvintele românești. Mii și mii de, imediat. A durat câteva luni ca să parcurg tot acest mare dicționar, 4500-5000 de, vreo 4500 cred sunt de rădăcini indo-europene și pe urmă zic, dom'le, trebuie să fac o structură fonetică, fonologică, să arăt cum au evoluat cuvintele, că ele se... Și nu știam. Mă, până la urmă mi-a venit ideea. Nu s-a făcut nimic pe chestia asta. M-am uitat la toți, la Rusul, la Brâncuș, la Gheorghev, la... Și mi-a venit ideea, zic, măi, domnule, dar e foarte simplu. Iei sunetele indo-europene și vezi ce a dat în română. Ei, și-am lucrat la asta, și după aia... mecanismele fonetice sunt aceleași. Le-au studiat și le-au stabilit alții... Da, nu, mecanismele... Regulile după pentru mine, pentru române, eu am făcut tot aici, de la zero. Dar pentru română. Dar am avut rădăcinile indo-europene făcute de alții. Și eu am făcut corespondența între aceste rădăcini și cuvintele românești și după aia am făcut structura de dezvoltare fonetică. Da, după specificul fonetic sau dezvoltării fonetice a limbii române. A limbii române. Pentru limba română. Da, trebuie ținut cont și de faptul că trebuie să vorbiți despre această inovație pe care o utilizați dumneavoastră, de așezarea limbii dace sau a proto-indo-europene, cum îi spuneți, în familia Kentum, nu în familia Satem. Că asta, exact. Asta v-a făcut să meargă angrenajul. Deci a fost o poziționare greșită. Trebuie să mai spuneți odată telespectatorilor care sunt cele două tipuri de cum să zic, limbi indo-europene. Da. Indo-europenii au venit în Europa din Anatolia primată, au trecut în Balcani, acum vreo 9.000 de ani. Și după, eu știu, un număr de ani, de 2.000 de ani, au început să apară diferențe dialectale. Prima diferență mare dialectală
este că un anumit sunet, anumite sunete, chi și ghi, adică câ și gă palatal, au avut evoluție diferită în limbele satem. În limbele satem mai a dat și s, și în limbele deci chentu, în funcție de cum s-a pronunțat sută de, se pronunță da, sută, de exemplu, da. În anumite grupuri populaționale, s-a dat și denumirea celor două da, grupuri. Satem, satem înseamnă sută în limba vestică și chentum înseamnă sau centum, sută. Sau centum sută în limba latină. E, și iar noi am fost plasați greșit. De noi am fost plasați în, satem. În grupul satem și eu am scris, chiar în cartea asta este un articol. Când de fapt eram centum, că, sau centum. Limba treacă, da, că getă sau cum vreți să o numiți, bineînțeles că ca să așa și ilirii erau, se includ tot aici, pe baza unor cuvinte românești care nu sunt de origine latină, că sunt cele care, care seamănă cu latina, dar nu le-am băgat la socoteală. Am arătat că evoluția a fost centum, clară. Și sunt analizate aici. Cu alte cuvinte, dânsul, așezând româna în limba, în grupul centum, vede că toate mecanismele fonologice, lingvistice, funcționează așezându-o aici, adică transformarea sunetelor laringale în sunetele, în sunete labiale. C, G se transformă cu timpul în P, B. Nu? Cu de, labio, labiovelare. Asta. Labiovelare, cum da. E, a, aqua, cu, ala, cu, cu. Au devenit, în anumite condiții, când a fost urmat de A sau O, au devenit P și B. Și multe alte. Dar problema e, deci... Nu explicați în detaliu, doar da, să înțeleagă lumea ce cu chentum și da, iertați-mă. Cred că ar fi foarte util ca să înțeleagă spectatorul, dumneavoastră numiți proto-indo-europenism. PIE, prescurtat. Da, da. Termenul respectiv, totuși, acum apare golit de conținut, exact. Pentru că realitatea, atunci se credea că limbile și civilizația da. Vin din zona estică, din India. Iată că nu e așa. Așa s-a crezut în secolul XIX. Așa s-a crezut acum săpături arheologice, interpretări lingvistice, chestiuni de, care țin de pluridisciplinaritate, arată că evoluția, mișcarea a fost de fapt invers de la vest, de aici, de la noi, către est. Chiar așa spun cei de la Cambridge, în The Cambridge History of India, că migrația ariană a fost, s-a petrecut prin an, prin mileniul 4 înainte de Hristos, a fost o migrație tehnică care a durat destul de mult și care de aici a pornit din rațiuni geoclimatice și populaționale către punctul final India. Acolo s-a oprit, acolo s-a întemeiat civilizația de tip arian cu corolarul ei care este cultura vedică. Deci cred că e bine să știe oamenii ce, când, ce înțelegem noi prin proto-indo-europenism. Pentru că dumneavoastră spuneți așa, limba originară este proto-indo-europeană, dar în sensul ăsta înțeleasă și mai venim pe firul timpului încoace, este limba pelasgă, limba getodacă și limba română. Cam asta este mișcarea, simplificând pentru să citesc câteva titluri din, din Adevărul incomod despre limba română. Originea proto-indo-europenilor. De ce latina poate proveni din proto-tracodacă sau despre natura centum a limbii tracodace? Da, este marele truvaia. Observația asupra originii articolului hotărât despre genul feminin în limba română, latinomani și dacomani, începuturile neoliticului în Europa, câteva etimologii care îi fac de râs pe latiniști, căsătoria în limba română, studiul etimologic al denumirii marilor cursuri de apă din spațiul tracodacic, originea etnonimului român, dintre capcanele limbii române, de ce sunt și nu sunt,
o parte din dintre aceste articole sau aceste texte care au apărut în cartea domnului Vinereanu au apărut, apar de câteva vreme și în paginile revistei Certitudinea, despre care știți, și rubrica sub care le-am încadrat se numește cum se numește? Limba ce vorbim. Cam așa, am preluat un vers din George Sion și am dat titlul rubricii. Despre substratul limbii grecești, originea etnică a lui Ahile, cine e Zamolxiu sau despre sau de ce tăblițele de la Sinaia nu sunt falsuri și așa mai departe. Nu le citesc pe toate. Cartea asta este de citit, conține niște picante, da, niște chestiuni extraordinare pe care cititorul este jurnalul dicționarului, sau așa cum Eugen Barbu a scris Principele și a trebuit după aceea să scrie o grămadă de caiete ale Principelui. Caietele cu ajutoare, da, multe, de multe. Dar mai multe decât cartea propriu. Așa, da. Dar cred că ar trebui să-l rugăm pe domnul Vinereanu. Privitor la termenul de indo-european sau proto-indo-european, lucrurile sunt mai simple decât par. Acum, termenul a apărut într-adevăr în secolul XIX, chiar la sfârșitul secolului XVIII, de fapt. Indo-germanism. S-a făcut... nemții și acum spun indo-germanism. N-au schimbat nimic, vă spun eu. N-au schimbat nimic. Nu e vorba de nemții, acum îi lăsăm la o parte. După descoperirea sanscritei de către William Jones, așa arătat el prima dată că sanscrita seamănă mult cu greacă și cu latina, lingviștii europeni au zis, dom'le, înseamnă că indo-europenii, noi venim din India. Spuneți cum a fost cu asta, și cu sanscrita, da, cu descoperirea, interesant. Datorită acestui fapt, pentru că s-a crezut că venim din India, a apărut termenul ăsta, adică folosit de englezi și de francezi, nemții... În sensul că noi, europenii, ne tragem din cei acolo, care au venit. Deci indo-european. Ei, după 100 de ani, și ceva pe la începutul secolului, dacă e invers, în secolului 20, s-a mis teoria că indo-europenii au emigrat în Europa din nordul Mării Negre și că în Europa era o civilizație neindo-europeană. Asta e clasic, celebra teoria lui Maria Gimbutas. Nu mai este la... Deja pune lucrurile pe alți parametri, adică formarea indo-europenilor undeva în Europa, în nordul Mării Negre, unde au migrat spre vest și spre est. Ori, o teorie mai nouă la care ader și eu este teoria din anii 60-70 al englezului Colin Renfrew, că indo-europenii au venit din Asia Mică acum 9000 de ani, că a intrat o populație neolitică în Europa, în urmă cu... Venind dinspre... Dinspre... Nu, din Asia Mică. Asia Mică. Ei, și... Adică din Turcia. Da. Și de aici s-a dezvoltat... Deci s-au răspândit în toată Europa. Culturile astea mari de la noi și din Europa, de Europa Centrală, că aceia sunt marile, foarte multe culturi de astea. Astea sunt toate indo-europene. Nu sunt pre-indo-europene, cum credea Maria Gimbutas. Dar atunci termenul este impropriu. Este impropriu, dar toată lumea știe că, de fapt, europenii, indo-europenii au plecat de aici. Dar termenul nu s-a mai schimbat. Din rațiuni de comunicare. Sigur. Este cu dacismul. Nu s-a mai schimbat. A rămas indo-european. Putem zice euro-indian, dar nu mai vrea nimeni să schimbe asta. Dar toată lumea știe acum... Adică toți cercetătorii... mă refer la cercetători. Și trebuie să știe toată lumea că, de fapt, indo-europenii s-au răspândit din Europa Centrală. După această migrație din Asia Mică... În sud... A fost și în est și în vest? Da, întâi s-au extins spre nord. Toate culturile astea, Boian, Gumelnița... mai și o care și cu Cucuteni cea mai celebră, sunt culturi către sfârșitul... Neolitic. Sfârșitul fazei, indo-europene, apariția fazei pelagice, dacă ne referim la teritoriul nostru. Și pentru că populațiile s-au mulțit așa de mult, indo-europenii, au fost nevoiți să emigreze. Nu erau războaie.
scuze. Dar chiar în cultura cucuteni nu se văd arme acolo. Deci păi, de-aia zic că nu erau războaie din cauza... Era o perioadă de pace care le-a permis... Și a dus la suprapopulație? Și... E posibilă da, 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 și au trebuit să emigreze. De ce erau case cu două etaje? Case cu și localități cu 20.000 de... Din necesitate erau da, aceste da, da, case. Sigur. Aș putea să vă livrez o informație în premieră. Dar... Livrați-ne-o. Livrați-ne-o, adică telespectatorilor. Anul viitor va apărea la editura Uranus volumul 1 din The Cambridge History of India. Deci istoria Indiei făcută de specialiștii de la Cambridge. Această istorie a fost terminată în 1912. Era o inițiativă a Universității din Marea Britanie pe vremea când deasupra Imperiului Britanic, nu-i așa, soarele nu apunea niciodată. Din rațiuni legate de război, de toate evenimentele întâmplate atunci, cartea nu a putut, cele 6 volume nu au putut să apară decât în 1922. Niciunul din lingviștii noștri nu o cunoaște, n-a cunoscut-o, nici măcar Pârvan, care știa limba engleză și care a călătorit la Londra înainte de a muri, l-a murit prin 1927, a fost când cartea era în vogă. Nu a cunoscut-o pentru că, probabil, s-a uitat la titlu ce ne interesează istoria Indiei. Ei bine, în această carte pe care o publicăm, sunt analizate fazele migrației de aici, din zona carpatică, către zona aceea, către zona indiană. Și sunt folosite niște argumente la îndemână oricui. Iată, de exemplu, spune așa că în civilizația vedică sunt prezente elemente de faună. Ursul, vulpea, lupul. Care nu sunt în... Nu erau acolo, că erau elefanți, erau tigri, lei, alte chestiuni. În materie de vegetație, de floră, era acolo... Deci, se vorbește de stejar, se vorbește de ulm, se vorbește de pin, se vorbește de fag. Mi se pare că și în cultura sumeriană există referiri, cel puțin în zona religioasă, similarități cu, cum să zic eu, cu o religie dintr-o zonă muntoasă sau ceva în genul ăsta, ceea ce nu era cazul pe Valea Tigrului și Eufratului. Cred că este foarte multă pâine de mâncat în domeniul acesta pentru mulți istorici, pentru lingviști, dar mai ales pentru istorici, pentru că sunt atâtea pete albe care au fost întreținute albe. Au fost întreținute prin acele, cum să zic, damnatio memorie. Printre primele acte de felul acesta s-au petrecut și după Caracala. S-au petrecut atunci când religia catolică a devenit putere politică. Și când a fost nevoie să-și construiască un CV concludent, atât în ce privește originea, cât și organizarea. Păi, originea e 85% zamolxiană, pentru că elemente, toată lumea în vremea aceea, în secolul 1 după Hristos, a remarcat, unul dintre ei a fost Josephus Flavius, a remarcat similitudinea între zamolxianism și... creștinism în sensul că se credea în nemurirea sufletului, unii credeau în reîncarnare, în sacrificii, în multe... Iar organizarea religiei, organizarea de tip pontifical, de acolo e luată, domnule, de la geți este luată. Pentru că era organizarea aceasta piramidală, era sacerdotul, grupul de sacerdoți și mai jos la baza piramidei se aflau ceilalți, dar era o modalitate
eficient organizarea are o modalitate de diseminare a religiei și a credințelor. De asta și caracterul foarte lesne de memorat al limbii române, care necesita această componentă orală de transmitere din om în om și din generație în generație a preceptelor, prin folosirea unor cuvinte care sunt ușor memorabile, prin incantații care, deci prin înrudire cu muzica, care să ducă la implantarea ei în sufletul omului. Vorbește, iată, în Carmides, știți? Da, dialogurile dialogului, da, Platon. Da, vorbește Socrate. Hai să ne întoarcem la limba română. Aseară a avut loc, stimați spectatori, lansarea acestei cărți, Adevăruri incomode despre limba română, la librăria Eminescu. Ca de obicei, la librăria Eminescu. Ceea ce este interesant și lăudabil și, după părerea mea, creează o breșă în schimbarea de optică privind originile limbii române, este faptul că au fost prezenți acolo doi profesori de marcă. Profesorul Nae Georgescu și profesorul latinist Ion Hoja, care, deși latinist, și-a manifestat deschiderea față de cercetările domnului Vineranu, pe care îl și laudă, și și-a manifestat chiar speranța. Deși în contra dogmelor. Așa, ceea ce mi se pare un pas înainte spre dialog, pentru că până acum nu a existat dialog, au existat doar monologuri sau monologi, iată un cuvânt cu duble valențe în limba română, pluralul dublu. De aici se fac și foarte multe greșeli. Deci faptul că au fost acolo, au fost prezenți și și-au manifestat deschiderea pentru această nouă viziune asupra originii limbii române, de primul pas spre renunțarea la dogma romanizării, mi se pare lăudabil și sper ca faptul să ajungă și la Academia Română, care Academia Română ar trebui în sfârșit să-și facă datoria. Din păcate, domnii mei, emisiunea a luat sfârșit. Așa, nu mai avem nicio parte de, în care să putem continua. Continuăm la anul, probabil, într-o emisiune. Cred că ar trebui să facem emisiuni pe toate domeniile pe care le-am abordat aici. Pe fiecare în parte merită o emisiune separată. Da, n-am apucat până la urmă să vorbim despre... Așa, elucidate, că epuizate nu se epuizează niciodată. Am vorbit doar despre cadrul. Într-o oră jumate, da. Adică da. Ce a spus domnul Ioncică, sigur, lucrurile... Am vorbit mai mult despre cadrul de apariție dar acestei... ample și... În sfârșit, vom reveni. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți invitații mei, sper să mai fiți. Vă doresc plăcere. Sărbători liniștite, în primul rând, și să ne vedem sănătoși la anul într-o Românie mai coerentă. Și mai liniștită. Da. Stimați spectatori, ultima emisiune din anul acesta a luat sfârșit. Vă doresc ceea ce vă doriți și dumneavoastră, dar înainte de orice, multă liniște, echilibru și înțelepciune, și poate și un pic de implicare în viața socială, în propria dumneavoastră viață, în propria noastră viață, în anul care vine. Pentru că trăim o perioadă de răscruce istorică, nu știm ce se va întâmpla, granițele se schimbă, hărțile se schimbă și nici noi nu suntem scutiți de acest pericol care devine din ce în ce mai iminent. La mulți ani, sărbători fericite. Doamne ajută. Ioane, 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 ai murit ca milioane. Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane.